Bună, dragii mei, și bine ați venit la Memory Flow, unde discutăm despre parfumerie și colecționat de parfumuri. Vreau să ne întoarcem în acest video la Jules, pentru că s-au întâmplat niște chestii. În primul rând, mi l-am cumpărat. În al doilea rând, am să fac o comparație cu varianta lui vintage și povestim imediat ce și cum. În primul rând, parfumul în sine. După cum probabil v-ați și prins din videoul în care chiar am vorbit despre el, despre Jules, eu am fost foarte impresionat de acest parfum. Mi-a plăcut foarte mult, mi se pare, deși în niciun caz nu este unic, adică poate fi considerat dintr-o anumită categorie de parfumuri, leather sheep, animalice, în care am mai văzut lucruri și așa mai departe, mi se pare totuși un parfum, și aici mă refer la varianta nouă, mi se pare un parfum foarte, foarte reușit pentru ceea ce este. Aceasta fiind o reediție, vă aduc aminte, o reediție a parfumului apărut în 2016, după parfumul cel vechi, sau mă rog, onorând cât de cât parfumul cel vechi din 1980. În realitate, cele două nu prea au mare lucru legătură între ele, după cum o să vedem și după cum am și spus de altfel. Înainte de asta, parfumul ăsta a fost cumpărat de pe originparfum.com, care este un lanț de parfumerii, am înțeles, tot dintre astea online. Din păcate, ăsta nu se găsește în România, așa că pur și simplu l-am cumpărat de la cineva, aceeași persoană care mi-a dat și primul decant de Jules, și este numai și numai vina ei pentru faptul că m-am îndrăgostit de acest parfum și tot de la ea sau tot cu ajutorul ei am reușit să și cumpăr parfumul din Austria. Și aici, bineînțeles, în pachetul făcut de ea, mai am niște chestii pe care doar vi le voi enunța, pentru că nu voi vorbi despre ele acum. Și anume, aici am 3 decanturi, pentru care îți mulțumesc foarte mult, 3 decanturi de la Maison Margiela. Unul este By the Fireplace, At the Barbers și Jazz Club. At the Barbers, da? N-am spus prostii. Toate din colecția Replica. După care mai am, deci în următoarele videouri cu siguranță vom vorbi și despre asta. Iar aici mai am un Kirkanash și Patricia Nicolai și Bullfrog numărul 2, pentru că mi-a plăcut foarte mult Bullfrog number 1. Dacă mai țineți minte, eu am vorbit despre toate lucrurile astea într-un video, o să-l pun în link. O să-i pun link, o să-i pun card, o să-i pun tot ce trebuie, pentru că am mai vorbit despre niște chestii destul de interesante acolo. Îți mulțumesc, Laura, foarte mult și pentru aceste mostre clinic. Eu am desfăcut pachetul mai de mult. Am desfăcut pachetul mai de mult, pentru că asta este, cred că au trecut aproape 2 săptămâni de când am primit acest colet și, ca de obicei, nu am ajuns la el, dar pachetul l-am desfăcut. Însă parfumul nu l-am desfăcut, pentru că am vrut să facem asta împreună. Doar ca un mic preview, m-am băgat aseară, deci efectiv aseară mi-am băgat nasul aici, dar o să povestim mai încolo, și am mirosit By the Fireplace și o să povestim imediat în următorul video despre By the Fireplace, pentru că am și comis-o. Nu știu dacă se vede în cadru un colet Notino. Nu cred că se vede, ceea ce e bine. Nu vorbim despre asta acum. Bun, să nu pierdem timpul. Cum spuneam, parfumul acesta, el este apărut în 2016, are un alt, mă rog, nasul original pentru varianta aceasta, o să pun poze, asta este o variantă din 1980, 81, 82, n-am idee exact, o să vă scriu pe video pentru că nu mai țin minte. Este Jean Martel, iar pentru Jules actual, bănuiesc că este Demaschi, n-am idee, nu știu.
Hai să... Îmi place. N-am mai desfăcut de foarte multă vreme un Dior. Chiar e ceva vreme de când n-am mai desfăcut un Dior. Și mă și bucur pentru că... Nu știu cum să zic, adică casa Dior pentru mine, nu știu, nu prea m-a uimit în ultimii ani, în ultimii mulți ani, cu nimic. Și ăsta e un lucru bun, pentru că mie îmi place Dior, aș vrea să-mi placă mai mult Diorul actual, dar... E bine că există parfumuri precum gel. Pe mine unul, cum am spus, m-a impresionat foarte mult și am știut că o să trebuiască cumpărat. Vedeți ce drăguț arată. Eu n-am avut, asta este prima sticlă pe care o am din genul acesta de sticlă. Astea sunt sticle refolosite pentru mai multe. Higher folosește aceeași sticlă, dacă nu mă înșel. Ok. Hai să vedem. O să vreau să le aplic pe piele. Mamă, deci deschiderea asta este ceea ce m-a cucerit în parfumul ăsta. Și eu nu o să intru foarte mult în detalii azi despre el, dar vreau să fac o mică comparație între cele două. Pentru detalii despre varianta nouă, sunteți invitați să vedeți videoul cel vechi. Dar în esență, deschiderea și întreg parfumul este un leather shaper care are... puternice, pronunțate, foarte pronunțate chiar, aspecte verzi, proaspete, date în principiu de niște galbanum, dar nu doar, pentru că el are acolo toate, are un buchet efectiv de flori uscate, frunze, tot felul de lucruri super vegetale, care mie îmi plac. În videoul trecut am pomenit chestii de gen borcane de unde se țin condimente la uscat, tot felul de lucruri de genul ăsta. Tot felul de plante uscate, atârnate, agățate, medicinale, de tot felul. Ce să mai, solar, afară, vară, de ce nu. Da, uite cum îmi cumpăr eu parfumuri solare și vesele în februarie. Da, să știți că mie nu prea îmi pasă de chestia asta, adică cum mi-am cumpărat și apele de colonie, nu prea îmi pasă. Eu îmi cumpăr de ce am chef, nu prea mă uit la anotimp, ce îmi place, ce am chef, ce mă atrage în momentul ăla. Bun, excelent. Acum, această variantă, pentru această variantă trebuie să-i mulțumesc unui urmăritor, bănuiesc că mă și urmărește, dar este o persoană de pe un grup de Facebook care mi-a spus că este parfumul lui preferat, Jules, varianta veche, mind you, nu cea nouă, s-a oferit să-mi dea acest decant, pentru care îi mulțumesc foarte mult, ca să cunosc varianta veche a parfumului și îmi pare foarte bine că am făcut chestia asta, pentru că e un sentiment foarte, foarte fain să compari lucruri de genul ăsta, nou versus vechi. În cazul ăsta, în cazul lui Jules, parfumurile nu au nicio treabă și am știut chestia asta și niciodată nu m-am așteptat la chestia asta. E ca la mustaș, ca la roșa mustaș. Nu au treabă între ele, sunt reeditări, relansări, reinterpretări, dar ce e totuși interesant e că se vede, mai ales purtate la oaltă, se vede clar că varianta nouă pornește din varianta veche. Însă au
E genul acela de sentiment, adică nu e ca la o reformulare. Nu e ca la o reformulare în care începe să-ți lipsească din santal, începe să-ți lipsească ochmosul, e diferit. Nu! Sunt parfumuri totalmente diferite, cu statement-uri diferite, dar care în același timp sunt, merg cumva pe aceeași idee. Totodată, tot el m-a corectat, mi-a adus o corectare. În videoul trecut am spus că Jules, cuvântul în sine, pentru că Jules este un nume, evident, știm toți asta, dar este, eu am spus că seamănă, că înseamnă de fapt un tip seducător, un playboy, un bărbat foarte elegant, un gagicar. Da, asta e ideea din spate. Însă mi-a spus că de fapt Jules era denumirea pe care care era folosită în slang, în argou, pentru un pimp. Care pimp ce înseamnă? Înseamnă procurator de femei. Ceea ce nu este foarte nice, însă nu este foarte drăguț, însă cred totuși că, bine, asta am citit și pe Fragrantica informația asta, se pare că am găsit-o, este un termen din secolul XIX, adică e puțin învechit, e puțin, mă rog, adus în prezent, habar n-am ce ar însemna, dacă se mai folosește, nu știu, însă clar, în cultura lor, probabil când aud cuvântul Jules, se gândesc la ideea asta de un bărbat seducător care, na, mai procură și femei din când în când. Ceea ce, na, e provocator. Da? Pentru un parfum masculin, o astfel de denumire e cel puțin provocatoare, nu? Și am înțeles că a și avut foarte, foarte mare succes parfumul vechi în 1980, când s-a lansat. Tocmai, probabil și datorită acestei denumiri incitante, provocatoare și așa mai departe. Acum, parfumul în sine, cel vechi, e extraordinar de frumos. E... Nu am, nu știu, nu am cuvinte, este tot un șipră, dar este un șipră din toate punctele de vedere, pentru că despre Jules cel nou am spus că este un șipră atipic. Ei, cel vechi este un șipră foarte tipic pentru că este rotunjit, are toate lucrurile necesare, inclusiv acea rășină din centru, care e foarte specifică unui șipră, da? Deci șipră trebuie să se ducă către note pământii, către note de oak moss, către note de eventual patchouli, evident că are și lucruri verzi, contrastante, bergamota din deschidere, treburile alea pentru un șipră clasic. Aici nu știu că nu m-am uitat pe note, hai să văd, ăsta vechi. Ba da, uite, cel vechi, da? Bergamot, citesc doar așa, oak moss în bază, pielea, bineînțeles, contrastantă cu, pentru chestiile alea, cum să zic, și o ambră, pentru, m-am exprimat foarte prost, cum spun de obicei pentru un șipră, șipră are nevoie de contrastul dintre bergamotă și oak moss-ul din bază, de obicei un joc oak moss patchouli în bază, iar din acest contrast se scoate în evidență o a treia notă foarte frumos. În cazul lui Jules e vorba de o piele animalică, o piele cu niște zone dintre astea de civet, zone dulci, în fine, extraordinar de frumos. În Jules cel nou lucrurile stau mult mai direct, mult mai plat, mult mai proaspăt în primul rând. E foarte greu, uite, e galbanumul și e cum se cheamă, pielea, da? Bineînțeles, el are sentimentul acela, el are, se simte totuși acolo o garoafă, o idee aia de oak moss, garoafă, ceva în zona aia de șipră, n-are cum să nu fie. Pentru că l-am detectat din start ca fiind un șipră, deci nu are cum. Însă,
Parcă pe jumătate, parcă ceva îi lipsește. Îi lipsește cu desăvârșire nota aceea caldă de ambră, rășină, ceva balsamic. Cum am spus, cel vechi este mult, mult, mult mai rotunjit. Cel vechi mi-aduce aminte de un derby, mult mai bine. Pe când cel nou îmi aduce aminte mai mult, mai curând către verdele din Caroniatagan. Caroniatagan cel nou, derby cel nou. La asta mă refer. Nu știu cum să spun, o comparație între ele e cumva nedreaptă pentru că sunt mere și pere la urma urmei. Nimeni nu vrea să-ți spună că ăsta e cel vechi, că cel nou e cel vechi, că nu e și nu pretinde nimeni asta. Însă mie îmi place cel nou, că altfel nu mi l-aș fi cumpărat. Consider că este un parfum foarte binevenit și are multe de oferit, mai ales când îl compari cu, cum să zic, cu celelalte, ce mai oferă Dior pe piață în momentul de față. Are de oferit, are ceva de spus și merită băgat în seamă. Cel vechi are ideea asta de, îmi place, ambele sunt animalice, are ideea asta de civet care este dulce, vine cu aspecte dulci. În cel nou nu există absolut nimic dulce. Aici nu e rău sau bine, le comparăm doar. Acum că le miros unul lângă altul, simt niște aspecte florale foarte interesante în cel nou. Dar foarte în zona de flori de câmp, ceva foarte delicat. Cum am spus, e un parfum foarte fain făcut. Bun, după care cel vechi pare mult mai animalic, deși ele împreună pe note se citează moscul în ambele. Dar cel vechi pare mult mai, mai animalic și eu l-aș duce către civet mai degrabă decât către mosc. Tocmai din cauza acestei dulceți specifice ale civetului. Este într-adevăr mult mai complex cel vechi și are și o evoluție, o traiectorie. Cel nou este destul de liniar, nu este liniar, dar este destul de liniar. Cel nou are o evoluție de la foarte verde la moscat, la o bază moscată, frumoasă, plăcută, masculină, ce să zic. Ei, cel vechi are o evoluție care mi-a plăcut foarte mult, e uimitor cum la un moment dat în mijlocul lui încep să apară niște aspecte foarte condimentate. Parfumul acesta de la început nu pare condimentat. Pare verde aromatic, acolo unde parfumul cel nou este doar verde, foarte puțin spus aromatic, este verde proaspăt cel nou. Este verde, verde de vară, de primăvară aproape. Dar cel vechi e verde aromatic cu niște tonuri picante, foarte interesante, care apar mult mai târziu, astfel încât către dry down cel vechi are o traiectorie faină, are o traiectorie mult mai faină, mult mai complexă și rămâne complex pe piele mult mai multă vreme față de cel nou, care rămâne un mosc verde, un mosc proaspăt. E clar, cum am spus, mere și pere. Nu sunt același parfum. Dar ideea în sine există acolo. Cel nou, cum am spus, este mult mai verde, are ideea aceea de vegetal. Ideea vegetală este mult mai pronunțată. Cred că ideea vegetală este liantul cel mai potrivit. Ideea vegetală, pielea și aspectul de șipră
se păstrează în ambele, în cele două. Însă dacă le iei separat, și ele sunt diferite. La fiecare, de asta zic, ca idee, ca feeling, ca sentiment, ele merg pe aceeași idee, însă sunt diferite. Cred că am spus asta de 1000 de ori, dar m-ați înțeles. Cel nou este mult mai proaspăt, este mult mai linear, cum am spus, dry down-ul se duce către mosc, iar ca familie, ca, nu știu, ca verișori, l-aș cita pe Kuros, așa cum am mai spus, și pe Yatagan. Dar atenție, Kuros cel nou, Kurosul recent, curent. Adică nu e atât de îndrăzneț cum e Kurosul cel vechi, dar are același paradox de parfum animalic, care în același timp nu e deloc murdar. Nu e deloc murdar, e curat, e țiplă, e dungă. Ei, nu același lucru pot să spun despre Jules cel vechi. La Jules cel vechi se simte acolo un pic de pomadă în păr. Colegul are niște pomadă acolo în păr. Și-a făcut el un duș european în ultimele 2 zile. Dacă ați prins aluzia asta cu dușul european, dacă nu știți, vă spun, dușul european e când nu faci duș și te speli, te dai cu niște colonie, cu niște apă de colonie în păr. Nu mai știu de pe unde e gluma asta. Ca aspecte, cum spuneam, cele două au aspecte în comun, ambele sunt șipră. Cel vechi are un verde aromatic, pe când cel nou are un verde proaspăt. Pielea e destul de similară în ambele, deși în cel vechi pare, cum am spus, pare un pic mai animalică, pare un pic mai din zona, deși sunt parfumuri animalice ambele, însă aici pare mai nemblânzit, un pic mai rough. Iar ambele sunt, cum am spus, animalice, iar ultimul aspect ar fi faptul că cel vechi are în plus acel aspect condimentat și acea rășină din centru. Două parfumuri excelente, mare păcat pentru acest Jules. El poate fi găsit pe eBay, dar la niște prețuri dintre astea de... nu știu... 200 și ceva de euro am văzut, sunt destul de scumpe. Pentru cine este un fan la această formulare veche, be my guest, eu nu am de ce să fac asta, pentru că deși îmi place parfumul, consider că poate fi, nu știu cum să zic, derby. Mi se pare, dacă nu la fel de bun, dacă nu mai bun. Derby mie îmi place extraordinar. Derby de la Guerlain este tot un leather sheep, este mult mai animalic, este verdeața aceea, este toată zona aia, grajdul, prospețimea, soarele pe piele, toate lucrurile alea. Na, echitație, Guerlain, acolo nu te încurci. Dar da, înțeleg de ce este un parfum excelent și, cum am spus, dacă sunteți fani, puteți să-l căutați pe eBay. În schimb, încercați acest Jules, dacă îl găsiți, căutați, nu știu, decanturi. E un parfum, cum am spus și data trecută, în videoul trecut, e un parfum care cu siguranță pentru nasurile de acum are feelingul acela învechit, că de este un șipră, orice șipră are un anumit iz de ceva vechi, n-ai cum. Așa că pentru cei care nu sunteți fani al unui șipră, nici măcar nu vă obosiți, nu e pentru voi cu siguranță. Însă pentru cine vrea un clasic, un masculin dintre la țeapăn, da, Jules este răspunsul. Jules alături de Anteus, Kuros, Givenchy Gentleman cel vechi și
Caroniatagan, Derby și așa mai departe, că lista este lungă, familia lor, toți sunt verișori între ei, într-un fel sau altul. Dragii mei, cam asta a fost comparația mea între cele două minunății. Din nou vreau să mulțumesc celor doi implicați pentru oportunitatea pur și simplu de a mirosi și de a avea și de a mă îndrăgosti de Jules. Așa că sunt curios de părerile voastre, ca de obicei, spuneți-mi ce știți, ce credeți, ce doriți să mai aflați despre Jules, despre acest gen de parfumuri în general. Scrieți-mi părerile voastre în comentarii, mă ajută foarte mult dacă vă abonați canalului meu și până data viitoare nu uitați, parfumul creează amintiri și îmi doresc ca ale voastre să fie cele mai plăcute.